E oficial. Capitala a intrat în scenariul roșu. Este a patra zi consecutivă în care incidența a depășit pragul de 3 cazuri la 1000 de locuitori, iar astăzi a depășit 4 cazuri la 1000 de locuitori. Specialiștii din Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență au luat această decizie după o ședință care a durat mai bine de 7 ore. Discut despre acest subiect cu Teodora Tănase, editor Alef News. Teo, la ce să ne așteptăm? Ramona, restaurantele, cafenelele, teatrele și cinematografele funcționează la 50% din capacitate. Vei avea acces în aceste lucruri doar dacă ești vaccinat, ai un test negativ la COVID sau ai trecut deja prin boală. Desigur, toate trebuie dovedite cu Green Pass-ul. Este important de spus că dacă incidența depășește astăzi 4 cazuri la 1000 de locuitori, restricțiile rămân aceleași. Știm că a fost modificată hotărârea prin care de la acest prag intrau în vigoare restricțiile de noapte. Și totuși, de ce a fost dificil pentru autorități să ia această decizie? Am văzut că ședința de la prefectură a durat 7 ore. În mod normal, o astfel de decizie era una pur formală și era luată în mai puțin de o oră. Purtătorul de cuvânt al prefecturii spune că acum membrii Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență nu s-au înțeles în privința momentului de la care să intre în vigoare restricțiile. Știm că astăzi în București are loc Congresul Partidului Național Liberal, unde sunt deja 5.000 de oameni.